Continuăm dezbaterea noastră sau studiul nostru în legătură cu revenirea Domnului Iisus Hristos și cu modul de a o înțelege. Necesitatea acestui studiu a apărut în momentul în care ne-am dat seama că noi, ca și creștini, folosim aceeași terminologie, aceleași expresii, dar până la urmă ne dăm seama că înțelegem altceva, înțelegem diferit. Venirea Domnului Iisus Hristos este un eveniment extrem de important și pentru că este un eveniment foarte important, ar trebui să fie limpede ce se întâmplă, la ce ne putem aștepta și care este planul Mântuitorului nostru în legătură cu salvarea și mântuirea noastră. Haideți să vedem scurt baza biblică pe care o putem strânge pentru evenimentele acestea de sfârșit de istorie. Aș vrea să vă spun de la bun început, textele sunt multe și voi încerca să merg destul de repede prin ele pentru a trage niște concluzii cu care să putem lucra în final. Punctul numărul 1. Luca 1 cu versetul 8 și 1 Corinteni 15 cu 23. Toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Ceea ce îmi place foarte mult în textul acesta din Corinteni 15 cu 23 este faptul că mi se spune că învierea a început, numai că învierea are loc pe etape. Domnul Iisus Hristos este momentul de debut. Cu El a început învierea și de atunci încolo învierea este deschisă oricui, numai că El a fost primul rod. Apoi mi se spune că la venirea Lui vor fi cei ce sunt ai Lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, începe învierea odată cu Domnul Iisus Hristos, apoi Domnul Iisus Hristos se înalță și la venirea Lui El va avea grijă de ai Lui pentru a-i învia. Aceasta este etapa a doua sau, dacă vreți, ceata a doua. Gândul cu fiecare la rândul cetei Lui, care apare în Luca 1 cu 8, amintește de cetele proțești care lucrau la templu. În același fel, Domnul Iisus Hristos a pregătit și învierea. Pentru mine, aș dori să rețin în momentul acesta că între învierea Domnului Iisus Hristos din mormânt și învierea celor aleși a Domnului Iisus Hristos nu mai este nicio altă înviere. Iar învierea asta făcută de Domnul Iisus Hristos se realizează în momentul venirii sale pe norii cerului. Deci mă aștept ca El să vină pentru a-i învia pe ai săi. 2. Faptele apostolilor 1 cu 11. E vorba de prototipul învierii noastre. Cu alte cuvinte, ce model are învierea noastră? Cum va avea loc? Pentru prima dată în raportul biblic, Domnul Iisus Hristos este acela care are grijă de noi să ne spună prin îngerii care au stat la marginea mormântului următoarele cuvinte. Bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați și văzut mergând la cer. Fapte 1 cu 11. Stau și încerc să mă gândesc la plecarea Domnului Iisus Hristos în momentul înălțării sale după înviere. Textul îmi spune că în timp ce le vorbea, Domnul Iisus Hristos i-a binecuvântat, a întins mâinile spre binecuvântare. Ucenicii s-au plecat în genunchi înaintea Lui și în timp ce erau în genunchi și Mântuitorul îi binecuvânta, în mod vizibil, public, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat din mijlocul lor. S-a înălțat suficient de sus până când norul îngerilor l-a primit și apoi nu s-a mai văzut. Ni se spune că atunci când va veni, situația va fi inversă. Situația va fi inversă. Deci va apare un nor de îngeri în depărtare și se va apropia suficient de mult până când, din nou, probabil că va fi văzut. Dar să vedem ce zice Scriptura mai departe. Ioan 6 cu 39 este următorul text pe care vi-l propun. Acest text îmi spune că învierea credincioșilor este neapărat legată de revenirea Domnului Iisus Hristos. Lucrul ăsta mai este spus și înainte
În 1 Corinteni 15 cu 23 l-am amintit, dar acum este ceva mai explicit. În Ioan 11 cu 24 mi se spune, știu, i-a răspuns Marta, că Lazar va învia la înviere, adică în ziua de apoi. Când o fi ziua de apoi? Ce este ziua de apoi? La ce se referă ziua de apoi? Al doilea text, din Ioan 6 cu 39, Domnul Iisus Hristos spune, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-ai dat, din tot ce mi-a dat El, adică Tatăl, ci să-L înviez eu în ziua de apoi. Cine va învia pe cei credincioși? Domnul Iisus Hristos îi va învia în ziua de apoi, înțelegându-se aici că ziua de apoi sau ziua Domnului este ziua în care El va reveni. Această specificație legată de faptul că Domnul Iisus Hristos va fi acolo și El va învia pe cei ai Lui, ne face să înțelegem foarte clar că revenirea Domnului Iisus Hristos este legată cu învierea și de asemenea Domnul Iisus Hristos este acela care va fi identificat în acea revenire. În alte expresii, în alte texte, ni se spune venirea Fiului Omului. Când apare ideea de venirea Fiului Omului, eu mă gândesc că cel ce a fost Fiul Omului pe pământ va veni pe norii cerului ca Fiul al Omului la nivel divin sau nivel glorios. Bun. După ce am legat învierea de revenirea Domnului Iisus Hristos și după ce am stabilit că între cele două nu mai este niciun alt eveniment, aș vrea să trecem la următoarea idee și anume Domnul Iisus Hristos ne spune că revenirea sa va fi în glorie, va fi glorioasă. Există anumite păreri și există, eu știu, înțelegeri cum că Domnul Iisus Hristos va veni cumva în așa fel încât să nu se vadă. Cu toate acestea, Scriptura vorbește despre faptul că este în planul lui Dumnezeu ca venirea Domnului Iisus Hristos să fie glorioasă. Și aș vrea să vă fac atenți la un lucru. Există o înțelegere că Domnul Iisus Hristos va veni întâi în secret și apoi va veni public să-L vadă orice ochi. Acum, pentru ce va veni în secret? În teoria răpirii ni se spune că va veni în secret pentru ca să-i răpească pe cei credincioși. Și acum vă rog să observați un lucru. Textele care urmează acum ne spun că la venirea Domnului Iisus Hristos pentru a-i lua pe ai Lui, atunci va fi văzut public. Deci nu va fi o venire secretă în momentul când îi ia pe ai Săi, ci va fi o vedere publică pentru ca să ia pe ai Săi. Haideți să citim textul. Tit 2 cu 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Nu este explicit, este un text de introducere și mi-a plăcut foarte mult. Așteptând fericita noastră nădejde. Evident, fac referire acum la nădejdea din 1 Corinteni 15 cu 23, care spune toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul lui, Hristos cel dintâi rod, apoi cei ce sunt al lui Iisus Hristos, la venirea lui Iisus Hristos. În ideea că învierea a început deja, noi urmăm, suntem seria următoare, așteptând fericita noastră nădejde. Și dacă așteptăm fericita noastră nădejde și dacă asta este fericita noastră nădejde, atunci așteptăm și arătarea slavei Marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos și pentru faptul că noi suntem slava Lui. Căci Fiul Omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16 cu 27. Deci va veni în slava Tatălui cu îngerii Lui pentru ca să dea răsplătire fiecăruia după faptele Lui. În concepția răpirii secrete, atunci nu va primi răsplata fiecare după faptele Lui. Atunci vor fi înălțați la ceruri doar cei mântuiți. Dar ceilalți nu vor intra în categoria celor răsplătiți. Ori aici spune, fiți atenți, fiecare va primi răsplata după faptele lui. Matei 24 cu 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci. Vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă.
Ulterior, textul continuă, el va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui. Textul acesta este extraordinar. Textul îmi spune că în timp ce aleșii vor fi adunați pentru a fi înălțați la cer, în momentul acesta Domnul Iisus Hristos va veni, observați versetul 30, toți vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Deci textele acestea unesc două lucruri, două idei fundamentale. Ideea numărul 1, că atunci când vine Domnul Iisus Hristos cu slavă, cu putere și orice ochi îl va vedea, în momentul acela le va trimite pe îngerii săi și atunci va avea loc învierea și va aduna pe toți ai lui de toate colțurile pământului sau de peste tot. Va fi strângerea la oaltă. Deci nu este vorba de strângere spre o prezență invizibilă a lui Iisus Hristos, ci este vorba de strângerea celor mântuiți spre o prezență pe care o vede toată lumea pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Continuăm cu alte texte. Matei 25 cu 31, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, încă o dată, Domnul Iisus Hristos vine în momentul ăsta însoțit de îngeri lui toți, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, iată, slava este cu el, este scaunul de domnie, atunci împăratul va zice celor dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, versetul 34, evident am sărit puțin, pentru a face legătura aceasta, în momentul în care Domnul Iisus Hristos vine în slava sa cu sfinții îngeri, stă pe scaunul de domnie, atunci va zice celor mântuiți, veniți binecuvântați tatălui meu și moșteniți împărăția care vă este pregătită de la întemeierea lumii. Deci încă o dată, strângerea celor mântuiți se face în momentul în care Fiul omului vine în slava sa cu toți sfinții îngeri și evident este observat de toți. Luca 17 cu 23, vi se va zice uneori, iată-l acolo, iată-l dincolo, însă să nu vă duceți și să nu îi urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua sa. Dragii mei, textul acesta îmi atrage atenția asupra unui pericol. Pericolul este că dacă noi vom crede că Domnul Iisus Hristos va veni oarecum într-o condiție secretă, noi vom fi introduși într-o zonă mistică, ocultă, spiritistă, în care oamenii vor aștepta să-L vadă pe Iisus Hristos, să se întâlnească cu Iisus Hristos odată acolo, odată dincolo, nevăzut de toți, dar totuși prezent. Se deschide calea celor care nu sunt foarte atenți ca să creadă că în felul acesta Iisus Hristos este între noi sau este cu noi sau în sfârșit a venit momentul în care El să vină neștiut, nevăzut, într-o condiție secretă. Același lucru s-a întâmplat în Tesaloniceni, a doua Tesaloniceni, versetul 2, Apostolul Pavel spune așa, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați repede în mintea voastră, să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Deci, despre ce este ideea aici? Apostolul Pavel scria unei biserici care era încă pe scaune, care încă l-aștepta pe el și spune, fiți atenți, unii dintre voi au început să vorbească despre faptul că Iisus Hristos ar fi și venit. Păi cum să vină dacă tu nu l-ai văzut? Cum să vină dacă tu ești încă aici? Cum să vină dacă nu ești cu el? Răspunsul este simplu. Ideea că Domnul Iisus Hristos a venit cumva în secret, pe aici, pe acolo, și că El e iarăși între noi, ideea aceasta a circulat foarte mult și în momentul respectiv și în bisericile respective și Apostolul Pavel vrea să pună ordine în toată această gândire și spune fiți atenți, nu cumva să vă gândiți în felul acesta, da? Și să nu vă lăsați tulburați sau înșelați ca de un gând că noi am fi spus că Domnul Iisus Hristos ar fi venit, pentru că, spune mai departe, nu va veni până când nu va apare lepădarea de credință, omul fără de lege. Vom discuta despre asta mai târziu. Deci, să nu ziceți, iată-l aici, iată-l acolo, nu vorbiți despre veniri secrete, a venit Iisus Hristos acolo, a venit dincolo.
Este la modă astăzi în teozofie să se vorbească despre marii maestri care au venit, care vizitează deja marile orașe, marile centre urbane ale lumii acesteia. Sunt vizitate de acești maestri cosmici. Printre ei îl amintesc și pe Domnul Iisus Hristos. Nu m-aș mira absolut deloc să se spună în scurtă vreme, a venit Iisus Hristos în Delphi. În Delhi, iertați-mă. Eu nu m-aș mira. Să aud că a venit în New York, să aud că a venit pe nu știu unde. Și aceasta toate sunt ca urmare a unei concepții, că El va veni cumva în secret. Unii cred că Domnul Iisus Hristos va veni în secret și va rămâne aici, alții cred că Domnul Iisus Hristos va veni în secret și va lua pe ai săi cu sine. Oricum ar fi, ideea venirii în secret nu se potrivește și nu există în Sfânta Scriptură dovezi în privința aceasta. Prima concluzie, revenirea și învierea. Deci învierea și revenirea Domnului Iisus Hristos reprezintă gloria vizibilă a Fiului Omului ca răspuns față de cei ce l-au batjocorit pe Fiul Omului aici pe pământ. Vă aduceți aminte că în momentul când era judecat Domnul Iisus Hristos, marele preot l-a întrebat, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Mântuitorul i-a răspuns, și veți vedea de acum încolo pe Fiul Omului venind în gloria sa. La Pilat a ajuns un bilet de la soția lui care spune, lasă-l pe neprihănitul acesta pentru că am suferit în vis din pricina lui. Primise un mesaj despre venirea în gloria Domnului Iisus Hristos. Această revenire este în mod natural compensarea umilințelor sale. Aceia care l-au străpuns, aceia care l-au batjocorit, trebuie să vadă cu ochii lor venirea glorioasă a Domnului Iisus Hristos și luarea la cer a celor ce sunt mântuiți. Interesant. E prima concluzie. Doi. Cum va avea loc? Sfânta Scriptură continuă, mai sunt texte care ne descriu cum va avea loc această înviere. Matei 24:30, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci, vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere, cu o mare slavă. Deci, va vedea, vor vedea. În timpul acesta, când vor vedea pe Fiul Omului, îngerii vor strânge pe toți care sunt ai lui Iisus Hristos, așa ne-a spus textul înainte. Versetul 31, El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare, vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Am repetat, pentru ca să fim mai clari. Apoi, 1 Corinteni 15:52, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. 1 Tesaloniceni 4:16, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Vreau să vă spun că foarte mulți cred că aceste două texte sunt texte care se potrivesc sau se aplică la venirea Domnului Iisus Hristos după ce a venit în secret. Deci după ce a venit în secret, a luat pe sfinți la El, va reveni după o perioadă, dânsi spun de 7 ani, dar deocamdată nu discut treaba asta, după o perioadă va veni a doua oară și atunci va veni împreună cu sfinții lui și toți îl vor vedea. Realitate contrazisă puternică de textul care spune că ei, Domnul Iisus Hristos, va fi văzut atunci când va strânge pe aleșii lui de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Ei bine, acum, 1 Corinteni 15 ne spune că trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși potrezirii, iar noi vom fi schimbați. Este vorba de momentul în care vor fi luați la cer. Deci, în momentul în care sunt înviați, atunci trâmbița va suna. Atunci se va întâmpla acest mare anunț fantastic, această mare chemare a Domnului Iisus Hristos către cei mântuiți, dar care sunt decedați.
1 Tesaloniceni 4:16, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci în momentul în care cei morți în Hristos sunt înviați, atunci avem de a face cu glasul lui Dumnezeu, cu trâmbița lui Dumnezeu, cu vocea unui arhanghel. Versetul 17, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Acesta este textul care este înțeles ca fiind prototipul sau promovatorul ideii de răpire secretă, dar care, pus în context, ne arată foarte clar că nu este vorba de nimic secret, ci este vorba de momentul în care, repet, pentru a nu știu câte oară sfinții sunt înviați, atunci Domnul Iisus Hristos va face o demonstrație universală, chemându-i la viață și toți ceilalți văzând Fiul omului pe nori. Concluzie, deci, concluzia 2. Trâmbița, strigătul arhanghelului sau arhanghelilor, cu tremurul de pământ, învierea celor drepți, sunt toate evenimente pământești care însoțesc revenirea cosmică și, în mod special, subliniez, vizibilă a Domnului Iisus Hristos. Suntem într-o nouă secțiune, ne grăbim. Venirea Fiului Omului, această venire, va afecta și pe cei credincioși care vor fi luați și trebuie să afecteze cumva, dacă este vizibilă, și pe cei nepocăiți sau păcătoși. Adică este posibil ca cu o venire vizibilă cei păcătoși să rămână pe pământ și să trăiască mai departe? E posibil lucrul acesta? Haideți să vedem ce scrie. Matei 24:29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile cerurilor vor fi clătinate. 30. Atunci se va arăta semnul Fiului Omului. 1. 2. Toate semințiile pământului se vor boci. 3. Vor vedea pe Fiul Omului venind cu putere și cu o mare slavă. Deci, cei nelegiuiți se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului. Coloana din dreapta, Apocalipsa 6:12. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, stelele au căzut din cer pe pământ, cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Asemănarea din versetul 29 cu Apocalipsa 6 din 12, 13, 14, deci asemănarea din Matei cu Apocalipsa este uluitoare. De fapt, Ioan citează cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei 24. Și apoi urmează, în momentul acesta, versetul 15 din Apocalipsa 6, împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați, cei puternici, toți robii, toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi, ascundeți-ne de fața celui care stă pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Vă rog să observați că toți oamenii, toți cei nelegiuiți sunt expuși mâniei mielului, ei văd fața Domnului Iisus Hristos care vine și le este teamă de judecata aceasta, de această confruntare între cel ce vine pe norii cerului și cei nelegiuiți care au rămas singuri, pentru că între timp cei mântuiți au fost luați în nor, iar ei sunt singuri față în față cu gloria lui Dumnezeu. Este interesant de asemenea că gloria lui Dumnezeu este o binecuvântare pentru unii și de asemenea un potop sau o nenorocire pentru ceilalți. Deci venirea Fiului Omului va afecta și pe cei mântuiți și pe cei păcătoși. Mai departe, 2 Tesaloniceni 1:7-10. La descoperirea Domnului Iisus din
din cer cu îngerii puterii lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe toți cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Datorită faptului că în mintea noastră sunt înțelegeri diferite, prietenii mei înțeleg că acest eveniment are loc după ce a avut loc răpirea. Deci a venit înainte, în mod secret, Domnul Iisus Hristos și acum vine a doua oară public și în momentul acesta îi pedepsește pe cei nelegiuiți într-o flacără de foc. Observați, vă rog, în mod special versetul 10. Citesc versetul 9 și 10. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Este foarte frumos versetul 10. Îmi spune că în acea zi Domnul Iisus Hristos va fi proslăvit în sfinții săi și lucrarea de proslăvire a sfinților are loc prin înviere în care trupurile noastre sunt acoperite cu trupuri de slavă, așa cum spune Apostolul Pavel în două situații în epistolele sale, în Tesaloniceni și în Corinteni. Atunci va fi proslăvit Domnul Iisus Hristos în sfinții săi și atunci vor fi proslăviți sfinții și în aceeași zi, într-o flacără de foc, Dumnezeu va pedepsi cu o pedeapsă definitivă pe acești care s-au împotrivit Domnului nostru Iisus Hristos și a Evangheliei sale. În același fel, Pavel vorbește despre sine. 2 Timotei 4 cu versetul 8. De acum, spune el, mă așteaptă cununa neprihănirii. Când? Pe care mi-o va da în ziua aceea. Vă rog să observați, în ziua aceea. Da? Același lucru. În ziua aceea, proslăviți în sfinții săi și în ziua aceea îmi va da neprihănirea mea, coroana neprihănirii. Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Ziua aceea face legătura între cele două citate și ne arată că conceptul este același. Mântuitorul vine să dea cununa neprihănirii, însă într-un mod vizibil, astfel încât îi va salva pe unii, tovarășii lui Pavel în credință și îi va pedepsi pe ceilalți într-o flacără de foc pentru că gloria lui Dumnezeu îi va afecta. Ce este cu ziua aceea? De două ori a fost amintită înainte, ziua aceea. Readuc înaintea noastră, în discuție, în coloana din dreapta, Matei 24 cu 29. L-am amintit de câteva ori. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Este un semn, este o situație care se întâmplă, după care se va arăta în nor fiul omului, se va vedea fiul omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. Și acum vă rog să o vedeți că aceeași imagine este luată din Vechiul Testament, din Ioel capitolul 2 cu versetul 28 și 30. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Versetul 29. Peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. 30. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ. Sânge, foc, stâlp de fum, soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Și vă rog să observați cum ziua Domnului este ziua în care soarele se va întuneca, luna nu își va mai da puterea ei și mă întorc înapoi exact la venirea Fiului Omului în Matei 24 cu 29, atunci când vorbeam despre ziua în care Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia pe ai săi. Ziua aceasta este redefinită în 2 Tesaloniceni 1 cu 7 ca fiind ziua aceea în care va fi proslăvit în sfinții săi și aceea zi este ziua în care Pavel așteaptă cununa neprihănirii. Este normal să fie ziua venirii Domnului în care Domnul își răsplătește poporul său. Venirea Domnului Iisus Hristos în parabole. Matei 22, parabola anunții. Acolo este vorba de
o mulțime de mântuiți care intră la nuntă și este vorba de unul fără haine de nuntă care este scos afară, aruncat în întuneric. Deci, în aceeași invitație, unul este scos afară, restul sunt mântuiți. Cu aceeași ocazie, sunt despărțiți mântuiții de cei nemântuiți și ambii primesc răsplata. Unii primesc răsplata veșnică la nuntă, alții sunt aruncați în întunericul de afară. Matei 24. Pilda talanților. Robul cel rău, care a avut un singur talent, este tăiat în două, aruncat afară în plânsul și scârșnirea dinților, în timp ce ceilalți sunt invitați să vină în fericirea stăpânului lor și li se dau răsplătiri. Celui ce a avut 5 talanți s-a mai dat pe atât. Deci, și pilda talanților și pilda nunții arată că în același moment Domnul Iisus Hristos îi răsplătește pe ai săi, dar îi răsplătește și pe robul care este nevrednic. Răsplata vine împreună. Nu definitiv, dar totuși se întâmplă lucrul acesta. Matei 25, fecioarele neînțelepte sunt lăsate afară. Unele intră la nuntă, cele înțelepte, celelalte sunt lăsate afară. Deci în momentul acesta când vine Domnul Iisus Hristos, începe să se facă o diferență clară și cei neprihăniți primesc răsplătirea lui Dumnezeu și acum se începe răsplata celor nelegiuiți cu ocazia aceasta. Nu este finalul răsplătirii, dar se începe răsplata. Robul nevrednic este aruncat afară, oile sunt la stânga și caprele sunt la dreapta. Iertați-mă. Oile la dreapta, caprele la stânga. În pildele din 22, 24, 25, Mântuitorul vrea să spună că odată cu venirea sa, el va împărți lumea în două. Răpirea sa va fi vizibilă, va fi în gloria Tatălui, își va lua la sine pe cei drepți, pe cei aleși ai săi și în același timp va nimici pe cei nelegiuiți, îi va arunca afară unde este plânsul și scârșnirea dinților, începând în momentul acesta pedeapsa celor răi. Pedeapsa celor răi nu este definitivă acum, nu se finalizează acum, dar începe. Concluzia 3. Venirea Domnului Iisus va învia pe cei mântuiți și va consuma pe cei nelegiuiți. Mă grăbesc pentru că subiectul este imens, dar timpul este scurt. Am discutat destul de mult cu prietenii mei în legătură cu necazul cel mare. Necazul cel mare este poziționat întotdeauna după venirea secretă a Domnului Iisus Hristos și înainte de venirea a doua a Domnului Iisus Hristos cu toți sfinții săi. Interesant, Matei 24, cu 29 ne spune că după acele zile de necaz, când soarele se va întuneca, luna nu-și va da lumina ei, atunci se va arăta semnul Fiului Omului și atunci, versetul 31, îngerii cu trâmbița răsunătoare vor aduna pe aleșii lui cele patru vânturi. Deci atunci va avea loc învierea. Și textul 29 îmi spune că înainte de venirea Domnului Iisus Hristos și înainte de înviere, soarele se va întuneca, stelele vor cădea din cer, iar necazul este cumva aici sau înainte. Cel puțin ajungem la concluzia că necazul acesta va avea loc înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Apocalipsa 6 cu 12, același lucru, când a rupt melul pe cetea a șasea. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, stelele au căzut din cer pe pământ, cerul s-a strâns ca o carte pe care o faci sul, cutremurul a avut loc, cutremurul în care înviază morții, împărații pământului, domnitorii oștirilor, toți oamenii, sloboși și robi, s-au ascuns în peșterile munților, ziceau, cădeți peste noi și ascundeți-le de fața celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când? Vă rog să observați că înainte de momentul acesta apare aceste semne cosmice care în Matei 29 vestesc venirea Domnului Iisus Hristos, dar care, într-un fel deosebit, marchează și zilele de necaz sau necazul cel mare. Deci cele două texte aici îmi arată că aceste comoții cosmice, universale, vorbesc despre zilele de necaz înainte de venirea Domnului Iisus Hristos.
Concluzia 4. La fel ca pe cruce, sub necazul cel mare, sfinții se vor sfinți mai departe și cei păcătoși vor păcătui până la limita maximă posibilă. Pe cruce cei doi tâlhari, stânga și dreapta Domnului Iisus Hristos, unul și-a ales viața veșnică, celălalt l-a blestemat pe Domnul Iisus Hristos și și-a ales moartea veșnică. La fel și acum, sub necazul cel mare, se va cristaliza această realitate pe care Dumnezeu o va sigila cu cuvintele din Apocalipsa 22. Cine este sfânt să se sfințească mai departe, cine este nesfânt să păcătuiască mai departe cât va putea de mult, pentru că ăsta este finalul. Scopul necazului mare este împărțirea lumii între aceste două categorii. Frații mei, vă voi invita acum către un alt subiect. În momentul ăsta vă rog să deschideți în a doua Tesaloniceni, capitolul 2. Este vorba de anticrist. Aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru. În capitolul 2, anticrist este numit omul fără de legii sau taina fără de legii. Aș provoca pe toți cei ce vorbesc foarte mult despre anticrist să vorbească tot atât de mult și despre omul fără de legii și taina fără de legii. Pentru că cel ce este împotriva lui Hristos este și om care luptă împotriva legii lui Dumnezeu și trăiește fără legea lui Dumnezeu. Acum, 1 Tesaloniceni 2:7. Taina fără de legii a și început să lucreze, spune apostolul Pavel, pe timpul său. Versetul 8. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale. Vă rog să-mi spuneți perioada în care va lucra taina fără de legii. A început de pe vremea lui Pavel și se va încheia când? În momentul în care Domnul Iisus Hristos va veni pe norii cerului și îl va nimici cu suflarea gurii sale. Când? În momentul în care vorbesc cu prietenii mei, ei spun că Domnul Iisus Hristos a venit în mod secret și a luat pe ei săi la sine. Cei nelegiuiți rămân mai departe pe pământ și acum apare omul fără de legii care lucrează în cadrul tainei fără de legii. Am spus că lucrurile acestea nu sunt surprinse, susținute de Scriptură. Cu toate acestea, dați-mi voie să revin și să întreb, când îl va nimici Domnul Iisus Hristos pe acel nelegiuit cu suflarea gurii sale? Mergem mai departe pe ideea tainei fără de legii, să înțelegem mai bine cine este. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3. Căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se desoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Versetul 3 îmi spune că Domnul Iisus Hristos nu poate veni înainte de a se descoperi omul acesta al fără de legii sau anticrist. Versetul 4. Potrivnicul care se înaltă mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Simplu. Mai găsim undeva lucrurile acestea? Vă invit să deschideți în Daniel, capitolul 7, versetele 21-25. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit. Versetul 25. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt, se va încumeta să schimbe vremurile și legea, sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Și ca și cum n-ar fi de ajuns lucrul acesta, următorul capitol din Daniel, Daniel 8:10, spune: s-a înălțat aceeași putere până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată, i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Luați în paralel cu Tesaloniceni 2, versetul 4, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, și veți vedea că cornul cel mic din Daniel, capitolul 7, își găsește o reflectare extraordinară în anticristul sau omul fără de legii din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Sfârșitul cornului mic.
coloana din dreapta. Iertați-mă, aici trebuie să fie invers. Deci, sfârșitul cornului mic ar fi trebuit să fie în partea stângă. Daniel 7,11. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. Apoi va veni judecata, îi se va lua stăpânirea. Dar domnia, stăpânirea, se va da poporului sfinților celor prea înalt. Pentru cei ce studiază profeția, ajungem la concluzia că cornul cel mic este una dintre forțele care lucrează în istoria modernă și antică. Este, trăiește în timpul nostru cornul cel mic. Se dezvoltă, a primit o rană de moarte în 1798, acum rana de moarte este vindecată. A rostit cuvinte de hulă, va mai rosti cuvinte de hulă. După ce își va ajunge limita suportabilității, va veni judecata, îi se va lua stăpânirea și se va încheia. Acum, sfârșitul lui Anticrist, coloana din dreapta, încă o dată iertați-mi confuzia, 2 Tesaloniceni 2,8. Atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale, îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Aici mi se spune că judecata și venirea Domnului Iisus Hristos sunt evenimente care vin împreună. Ori, iertați-mă, dar ziua judecății este ziua Domnului. Ziua judecății se suprapune în ritualul vechi testamental și al Noului Testament cu Yom Kippur. Se suprapune cu finalul planului de mântuire care finalizează sau concluzionează istoria noastră în judecata lui Dumnezeu, în venirea Domnului Iisus Hristos și în nimicirea lui Anticrist sau a cornului mic. Concluzie, necazul cel mare și anticristul sunt condițiile care vor afunda pe păcătoși în împotrivirea lor față de mijloacele mântuirii. Ei disprețuiesc harul unic al Domnului Iisus Hristos, pierd șansa de mântuire și sunt confruntați cu venirea Mântuitorului care începe pedeapsa lor prin mistuirea lor, spune Scriptura, într-o flacără de foc de la fața sa. Fraților, mai iau a doua șansă cei nelegiuiți? În conformitate cu studiul nostru de până acum, nu mai au a doua șansă, iar marea primejdie, marea capcană este ca, dacă lucrurile stau așa, tu să crezi că mai ai a doua șansă și după venirea lui Iisus Hristos vei mai avea încă o dată posibilitatea să te pocăiești. O greșeală de înțelegere la capitolul acesta te poate face să disprețuiești harul și să pierzi ocazia de pocăință care spune astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. E posibil să spui, dacă nu mă pocăiesc acum, mă pocăiesc după răpire. Dar nu există nici răpire secretă, nu există nici a doua șansă. Există doar venirea lui Iisus Hristos pe norii cerului, vizibilă, își ia pe ai săi la sine. Cei nelegiuiți văd lucrul acesta, se bocesc și din cauza gloriei lui Dumnezeu, ei sunt mistuiți de un foc care vine de la fața sa. Mileniul. Și cu acesta sper să încheiem. Apocalips, capitolul 20. Este extrem de important și lucrul acesta. Toate aceste lucruri sunt legate unele de altele. Venirea Domnului Iisus Hristos, învierea, necazul cel mare, anticristul și mileniul. Apocalips 20, primul punct, Satan a legat. Versetul 2. El a pus mâna pe balaur, îngerul, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. Ce înseamnă că l-a legat? Înseamnă să nu mai înșele neamurile timp de 1000 de ani. Interesant lucrul ăsta. Apare ideea de 1000 de ani în care Satana este băgat la închisoare ca să nu mai aibă acțiune asupra neamurilor. Următorul punct, versetul 4. Cei mântuiți primesc judecata și împărăția timp de 1000 de ani. Acum Satana a fost legat timp de 1000 de ani, acum e vorba de cei mântuiți. Ce fac cei mântuiți timp de 1000 de ani?
Am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Am văzut sufletele celor care li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus, din pricina cuvântului lui Dumnezeu, ale celor ce nu se închinaseră fiare. Este vorba de fiara din final și icoane ei. Sfârșitul capitolului 13 din Apocalips, nu primiseră semnul ei pe frunte sau pe mână. Ultima generație, ultima bătălie. Ei au înviat, au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Împărățesc și judecă timp de 1000 de ani. Judecă, oare ce or să judece, că ei sunt mântuiți? Să nu uităm că cei nelegiuiți au primit din partea lui Dumnezeu începutul pedepsei lor. Ei, în momentul acesta, trebuie să fie pe nicăieri. Singurii care mai pot să fie judecați sunt ei, cei morți. Aceasta este prima înviere, spune capitolul. Am văzut sufletele celor care li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus, din pricina cuvântului lui Dumnezeu, ale celor ce nu se închinase fiare și icoane ei, nu primiseră semnul ei pe frunte sau pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Am repetat versetul 4. Aceasta este întâia înviere. Versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Deci, cei 1000 de ani încep când Satana este legat, când cei neprihăniți sunt luați, înviați și duși la cer și încep să împărățească 1000 de ani împreună cu Domnul Iisus Hristos. Morții, cei morți, ceilalți, când învie, ce se întâmplă cu ei? Versetul 5. Ceilalți morți sau hoi laitoi în original, restul cei morți, n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Versetul 13. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Cine i-o fi judecat? Aduceți-vă aminte că în cer, cei neprihăniți zice că judecă ceva, judecă pe cineva. Iată aici pe cine a judecat. Morții care au fost judecați după faptele lor. Sunt judecați morți sau morții, nu înviați. Cu alte cuvinte, sunt judecați în timp ce ei sunt morți. Și am văzut pe morți, versetul 12, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acestea. Cine a fost judecat? Judecați morții. Morții. În absenția, cum se zice, sau în timp ce ei erau morți, cazurile lor au fost judecate. Înainte ca ei să fie înviați. Atitudinea acestora după înviere, pentru că vreau să mă duc înapoi puțin, morți învie la sfârșitul mileniului, vă rog să observați, am stabilit că în timpul mileniului ei sunt judecați, de asemenea, atitudinea lor finală, versetul 7, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care acum sunt înviate, Gog și Magog se adune pentru război, numărul lor va fi ca nisipul mării. Ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. În același capitol din Apocalips, în capitolul 21, iertați-mă, mi se spune că pe pământ la final va fi coborâtă sau se va coborâ cetatea sfântă în Noul Ierusalim. Iată-i pe aceștia care înconjură cetatea sfântă în Noul Ierusalim. Deci, după înviere, după luarea la cer a celor mântuiți, după moartea celor nelegiuiți, urmează 1000 de ani în care cei mântuiți judecă în ceruri, cei morți își așteaptă judecata în absenția, apoi sunt înviați, coboară cetatea sfântă Noul Ierusalim împreună cu cei neprihăniți și cei nelegiuiți o înconjoară în ideea de a o cuceri. Executarea judecății finale. Vă rog să urmăriți, din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Versetul 10 din Apocalips 20, diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde era fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Focul care a coborât din cer, de la cetatea lui Dumnezeu împotriva celor nelegiuiți, începe acest proces al judecății prin foc. Când cei nelegiuiți
au murit de slava venirii Domnului Iisus Hristos. Aceasta a fost o moarte instantanee care începe judecata. Dar executarea judecății are loc aici. Când din nou ei se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și în această ultimă și încăpățânată revoltă, mi se spune că focul de la Dumnezeu va coborâ, îi va nimici pe cei ce înconjoară cetatea, diavolul care înșela este și el acolo, este aruncat în foc și în pucioasă, prorocul mincinos este acolo, vor fi răsplătiți în funcție de pedepsele lor, de faptele lor, iertați-mă. Versetul 15, oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Sunt toți acolo, moartea și locuința morților a fost aruncată în iazul cu foc. Iazul cu foc este moartea a doua. Versetul 14, trebuie să ne dea de gândit, este un verset în care spune că însăși moartea a fost mistuită în focul acesta al morții. Vă rog să înțelegeți finalul acesta, al acestei tragedii. Nu va fi pentru totdeauna, ci ea însăși, moartea, va fi mistuită în acest foc definitiv. Concluzie, mileniul este rezolvat, este rezervat, iertați-mă, rezolvării, extirpării păcatului și păcătoșilor. După ce cei mântuiți sunt luați la cer împreună cu Domnul Iisus Hristos, mileniul și cu sfârșitul lui este rezervat în mod special păcatului, păcătoșilor și extirpărilor din univers. Concluzie finală, punctul 1. Învierea și revenirea Domnului Iisus Hristos reprezintă gloria vizibilă a Fiului omului. 2. Venirea Domnului Iisus Hristos va învia pe cei mântuiți și va consuma pe cei nelegiuiți. 3. Necazul cel mare este ultima luptă în care Satan încearcă să strângă lumea sub conducerea sa înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Metode, spiritismul și ideea că poate că nu se încheie acum, mai avem și o a doua șansă. Feriți-vă de gândul acesta. 4. Mileniul este timpul de judecată și eradicarea păcatului. Începe revenirea lui Iisus, începe cu revenirea lui Iisus și se încheie cu coborârea cetății noului Ierusalim. Dragii mei, rămâne ca această bogăție de scriptură să ne provoace studiul mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul să rămână cu noi. Amin.